Bună ziua, dragilor. Astăzi vă voi vorbi despre reutilizarea portocalelor proaspăt stoarse. Portocalele stoarse nu trebuie aruncate, chiar și după extragerea sucului rămân pline de beneficii prețioase pentru casă, frumusețe și gătit. Iată 10 idei simple și practice pentru a transforma cojile de portocală în resurse utile. Prima curățenie naturală pentru casă, coji de portocală conțin uleiuri esențiale care funcționează ca degresanți naturali. Puneți cojile într-un borcan cu oțet alb și lăsați-le la infuzat timp de o săptămână. Filtrați lichidul și turnați-l într-o sticlă cu pulverizator. Veți avea un detergent ecologic multifuncțional, excelent pentru curățarea și parfumarea suprafețelor din bucătărie. Al doilea odorizant. Faceți aerul din acasă proaspăt și citric, puneți cojile de portocală într-o tigaie cu apă și scorțișoară și lăsați-le să fiarbă la foc mic. Acest amestec va elibera un miros natural și relaxant. Perfect pentru eliminarea mirosurilor neplăcute. Al treilea. Exfoliant natural pentru piele. Lăsați cojile să se usuce, apoi măcinați-le cu un blender. Amestecați cu zahăr sau sare de mare și ulei de nucă de cocos, rezultând un exfoliant corporal care exfoliază ușor pielea, lăsând-o moale și strălucitoare. Al patrulea. Infuzii și ceaiuri din plante. Dacă vă plac băuturile calde, cojile de portocală sunt un plus excelent. Uscați cojile și adăugați-le în apă fierbinte pentru un ceai de plante cu citrice, desavurat simplu sau cu puțină miere, un panaceu digestiv și relaxant. Al cincilea ulei cu parfum de portocale. Pentru a crea un ulei de citrice pentru gătit sau pentru aromatizarea deserturilor, puneți cojile de portocală în ulei de măsline sau de semințe și lăsați-le să se infuzeze câteva săptămâni. Filtrează uleiul și folosește-l pentru a îmbrăca salate sau pentru a da o notă specială deserturilor și preparatelor sărate. 6. Săruri de baie relaxante. Amestecați cojile uscate cu sare grunjoasă și câteva picături de ulei, esențial de lavandă sau eucalipt. Folosește acest amestec în cadă pentru un moment de relaxare. Sarea ajută la relaxarea mușchilor în timp ce cojile de portocală parfumează apa și înmoaie pielea. 7. Deodorizant pentru încălțăminte cojii de portocală, lăsate să se usuce complet, pot fi introduse în pantofi pentru a absorbi mirosurile neplăcute. Funcționează mai ales dacă adăugați și câteva frunze de mentă sau rozmarin pentru a spori efectul deodorant. 8. Conserve și gemuri. Nu este nevoie să renunți la dulceață chiar și fără pulpă. Tăiați cojile în bucăți mici și fierbețile cu zahăr sau un îndulcitor natural, obținând o dulceață de citrice de întins pe pâine sau de adăugat la deserturi. Perfect pentru iubitorii arome intense de portocale. 9. Fructe confiate pentru deserturi și gustări. Tăiați cojile fâșii și fierbeți-le de câteva ori pentru a elimina amărăciunea. Gătiți-le apoi cu zahăr și puțină apă până se caramelizează, creând fructe confiate pentru a fi savurate ca gustare sau folosite la deserturi. Pentru o versiune mai delicioasă, înmuiați fructele confiate în ciocolată neagră. 10. Compost pentru grădină Coși de portocală, bogate în nutrienți, pot fi adăugate în compost pentru a fertiliza solul tăiate în bucăți mici, se descompun mai repede și ajută la fertilizarea solului bogat în vitamine, excelente pentru plantele legumicole. Reciclarea cojilor de portocală este o modalitate excelentă de a evita risipa, de a economisi bani și de a reduce utilizarea substanțelor chimice. Aceste utilizări nu numai că îți vor permite să profiți la maximum de fiecare portocală, dar vor aduce și o notă de prospețime și naturalețe în casa ta.